Germania are niște probleme cu activiștii din mediu. Ei care se lipesc cu scoci de șosele, ei care zicem că pentru contra schimbărilor climatice, care protestează pentru orice. Bine v-am găsit, prieteni, o nouă emisiune de Avalma, Vladimir Bustan împreună cu Iosifaru Bogdan și împreună cu Mihaela Iosifaru, care tocmai a venit de la București. Sau unde ai fost tu? Ai fost în Cutrerea Pământului. Da, am fost la Sofia. Am plecat de la Beiuș și la Sofia. Da. După aia am fost la Varna. Varna. Și după aia am fost la București și asta am venit aici. Și Mihaela a venit pe tine la București să te ducă. Nu, am fost cu mașina, tot am făcut circuitul. Cu mașina? Da. Și ea a venit cu avionul. Ea a venit cu avionul. Știam că ceva au plecat cu avionul, deci s-au întors cu mașinile. Mulți români au plecat cu avionul și s-au întors pe jos. A murit Tina Turner. Eu pe Tina Turner am cunoscut-o odată pe vremea lui Ceaușescu la un televizor alb-negru cântând cu David Bowie. Da. Nu știam atunci că ăsta e homosexual, nu știam că Tina Turner e negresă sau ceva mulatră era ea. Am crezut că e prăjită de soare, că nu eram noi cu tot ce era bun. Și a murit la 83 de ani. Tu mi-ai trimis cu Iliescu. Da. Mă fătucă ce ai făcut, zicea președintele Iliescu când a auzit. Asta era bocetul lui. Da. Îngroapă pe toți, cred că. Noi avem problemele noastre și marile noastre probleme, de fapt, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, o dat cumva câștig de cauză fundația Accept și altor 200 de bucăți de ONG-uri și la câțiva tipi, ca să ne oblige să recunoaștem căsătoriile între persoane de același sex. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră să înțelegeți un lucru, să numesc parteneriate civile la început, apoi se vor numi familii sau ceva. Eu vreau să vă spun că indiferent cât de creștin sunt și câtă credință am în Dumnezeu, de chestiile astea nu o să scăpăm. Nu o să scăpăm dacă am scăpat de 2-3 ani de zile, până la urmă o să ajungem că n-avem ce face. Pentru că, vorba aia, suntem țară sub papuc, sub iatagan, sub ce vreți dumneavoastră și nu o să scăpă. Până o să va ajunge aici, deci asta e situația. Pentru că se pregătește terenul de mai multă vreme, pentru că o să ne oblige până la urmă, deși nicio justificare nu există, pentru că o familie, așa cum e definită în Constituție, are ca scop nașterea de copii și creșterea copiilor. În momentul în care Gheorghe și cu Ion se căsătoresc, ei tot nu pot produce copii decât dacă îi închiriază de la o femeie, da? Dintr-un bărbat și o femeie, bun, sau de una altă parte. Sau dacă se căsătoresc două femei între ele, tot trebuie una dintre ele să trăiască cu un bărbat ca să facă un prunc. Corect? Bun. Deci înseamnă că familia respectivă e goală de conținut, pentru că ea nu poate naște prunci. Asta ar fi primul lucru. Deci nu mă tem neapărat că vor să înfieze copiii noștri, pentru că nici noi nu mai facem prunci. Asta este ideea. Unul dintre lucrurile care nu o să mai fie de unde înfia nimic. Asta e 100%. Dar ceea ce vedem în timpul ăsta e enervant, această agresivitate. Agresivitatea lor. Am stat de vorbă cu un preot în scara ortodoxă mai sus, mi-a spus, zice, nici noi, nici voi, vorbea de pentecostali, nu putem să facem nimic, zice, câtă vreme suntem plătiți de la stat. Ni s-a spus să tăcem din gură, că ne taie de la biserici, ne nu știu mai cât. O să fie luptă oricum, o să fie probleme 100%, pentru că până la urmă, fii atent ce argument împit am găsit eu la parteneriatul civil. Argument fort, zis ei. Că dacă eu te iubesc pe tine și noi să formăm un cuplu, ca să fim statutari ca să formăm un cuplu, ca eu să pot să-ți las mobila când mor, mașina, câinile, să ai parte și tu din averea mea. Dar averea mea eu ți-o pot dărui ție și fără să am parteneriat civil cu tine. Dacă te iubesc foarte tare,
Îți fac un testament. Îi las la Iosifaru Bogdan, mi-a plăcut ochii lui, îi las mașina și câinile. Bun, deci nu au niciun fel de justificare, absolut niciuna. Dar se pregătea și terenul. Și acum o să vă spun cum. Am și documente, dar nu vi le arat, că n-are rost. Dar am documente clare, în care, de exemplu, am stat de vorbă cu o doamnă judecător zilele acestea creștină, mi-a spus că i-au dus pe la predeal, nu știu pe unde, pe la Sinaia, câteva sute de judecători, nu știu câți au fost, vreo 200 de judecători, poate mai bine, în care zice, n-am știut, au zis că pentru să învățăm niște lucruri, să ne pregătim, cum se numesc? Pregătire. Conferință, da. Pregătire, nu știu mai ce am spus. Numai ne-am trezit, zice, cu ei acolo și ne-am spus că, de fapt, scopul conferinței este ca să punem Batista pe țambal când vom avea probleme din astea pe la tribunal și să îi luăm cu binișorul, să ne enervăm și să îi dăm drepturi. După aceea, au fost zilele acestea, conferință de procurori, în care s-au dus procurorii, s-au dus polițiștii la pregătire. Ca să fie friendly cu ei când va veni vreme. Deci, oricum, se pregătesc lucrurile. Biserica nu poate să zică nimic, e tăcută. A putut. O singură dată a putut. Putut. Când a fost votat referendum și nimeni n-a ascultat, toată lumea s-a uitat numai în gură la tot felul de influenceri care nu aveau nicio treabă. Mă, dacă preoții v-au spus să mergeți, pastorii, cât ori da. Zis, mergeți și votați, de ce nu v-ați dus? De ce ați ascultat fake news-urile cu Dragnea, cu nu știu da, mai da. Ce, cu prostii de genul ăsta? Că atunci erau 3 milioane de oameni versus... Că acum vă dați seama că următorul pas al lor este să atace articolul la 48 din Constituție, unde spune că familia e... Formate într-un bărbat și o femeie. Da. Da. Aia se va duce, acolo se vor duce după pasul ăsta. Că va trebui reglementată și următorul pas al lor va fi să meargă în direcția asta. Pentru că noi n-am putut, lumea n-a vrut să ducă să boteze un da, pe una, să pună și în pilă. Ni merităm soarta ca și grecii. Că nimeni nu zicea că parteneriatele civile vor fi recunoscute în Grecia datorită bisericii ortodoxe grecești, care este mult mai talibanizată decât biserica noastră, să spunem. Da. Ca să aflu stupefiat că le-au spus, bă, fraților, să muriți de foame pe muntele Athos. Punct. Și eu terminat în 5 minute, erau parteneriatele civile semnate. Așa deci, că... Ne-am tot urlat aici, că lupta e politică acum, nu e... Nu mai merge cu coasa, cu furca. Deocamdată, vedem cât o ține. Da. Dacă nici ai noștri, nici ortodoxi, nici catolici n-au ieșit la vot... Și ce se întâmplă? Reforma făcută prea târziu. Îți dau un exemplu. Da, avem greva... profesorilor. Eu am spus aseară în biserică, deci joi seara acum, că la voi e sâmbătă seara, când noi înregistrăm vineri. Am spus aseară în biserică de înălțare. Că noi avem rusalie peste 10 zile, deja ungurii le au în... Eu îmi prăpăd deja pe toate șoselele de la Cluj. Dacă te duci de la Oradea la Cluj, acum blestem ziua Caiov în care te-ai născut. Că se duc spre toți ungurii din Ungaria, se duc la Miercurea Ciuc, la mănăstire, se așteaptă la vreo 200.000 de oameni. Eu alaltă era, am trecut așa dimineață pe la Vama Veche, erau rulotele așa întinse pe malul mării, că am intrat prin țară pe la Vama Veche. Așa. Frumos așa. N-am... Dar erau liniștiți, ei n-aveau treabă. Nu, nicio treabă. Din apă treau cu traficul, cu înălțarea, cu nimic. Bun. Și ne-am dus la, adică m-am dus cu gândul la faptul că și asta a spus joi seara, că asta era ideea. Joi seara le-am spus în biserică, uitați tragedia grevei profesorilor. Eu personal, eu aș vrea ca fiecare profesor să aibă câte o robă de bani. Deci pur și simplu cu roba. Roba e un utilaj care îl duci de corne, are o roată și are o cuvă. În cuva aceea să fie plin de bani la orice profesor. Avem în biserică o grămadă de profesori și învățători. Pentru că eu consider educator, învățător și profesor avem în biserică. Și eu consider că una dintre cele mai nobile meserii care poate să existe sub soare, nici măcar nu e meserie vocație, este să fii dască. Punct. Problema este că în anii așa, 30 de ani de Revoluție, atât dascălii cât și doctorii, medici, au fost atacați mereu, cu salarii de 2 bani. 2500 când la un procuror îi dai 2500 de ron, când la un procuror îi dai 15.000 de ron, cel mai mic salar care cred că l-au. Da? Bun.
Și la ăștia le dai 2800, 3000, 4000, 5000 să aibă, nu mă interesează, absolut. Lor și la medici le-au dat bani puțini. Medicii, când a fost treaba cu Băsescu și le-au tăiat din bani și au făcut o grămadă, medicii ce-au zis? Bă, noi ne reprofilăm. Și au plecat cu toții în străinătate. 40.000 de medici am pierdut în câteva luni, am rămas fără doctori, te operau asistentele. Și femeia de serviciu te ținea și te lovea cu mopul în cap. Că nu știa să pună branul ăla. Păi da, da, sigur, sigur. Femeia de serviciu spunea branul ăla. Dacă nu avea anestezic, te lovea cu mopul. Și intrai în lumea viselor. Bun. Ei au plecat pentru că erau medici. Dar profesorii, dascălii, unii să meargă în străinătate? Deci meseria lor nu mai exista în străinătate pentru ei. Hai că vă primim noi. Dar tu ce ești profesor de limba și literatură română? Serios? Și vrei să faci carieră în Anglia? Nu. Bun. Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost aserviți politic profesorii și că eu am auzit pe mulți că unii ne vor ține copiii că au ăștia grevă. Bă, solidarizați-vă cu ei, mă. Care aveți prunci, lăsați poveștile cu anul încheiat, că se va încheia și anul ăsta. Oricum are brânză pruncită, nu ar făcut nici anul ăsta la școală, este același vagabondaj din punct de vedere al felului în care privesc școala o grămadă din ei. Deci, să fim cinstiți acum. Deci nu discutăm despre cât de bună sau de prostă e școala în România, e varză, vă spun eu. Deci școala în România e varză. Dar de ce a ajuns școala varză? Pentru că de 30 de ani profesorii stau cu capul plecat, cu capul plecat și nu au făcut o reformă foarte clară. Să iasă în stradă în urmă cu 30, cu 20, în urmă cu 15 ani să fie ieșit în stradă și să spună, bă, fraților, nu se mai poate. Nu mai politizați învățământul. Cum adică, mă, pui pe o nulitate să fie inspector la Arad sau în altă parte, numai pentru simplu fapt că e penelist. Și le schimb când câștigă PSD, o pui un PSDist. Băi, și eu schimbat, eu nenorocit, directorii, o grămadă, s-au dus profesori și sunt o grămadă care n-au vocație, nu sunt stare, rămân cu gura căscată când le vorbesc elevii, toată treaba asta. Ce s-a întâmplat? De ce? Ce cu greva? Care e părerea despre greva? E prea târziu. Salut! Deci generația asta de copii pe care s-au nenorocit sub ochii voștri, dascălilor. Și voi n-ați avut curajul să vă luați de gât cu Băsescu, cu cine a fost înainte, cu Iliescu, cu Iohannis, cu toți, ca să ieșiți din starea aceasta de a serviți. Deci de oameni ca la înalta poartă, exact cum sunt politicienii noștri la Bruxelles, așa ați fost voi la politicienii noștri a serviți. Ce? Nu, vorbim de cel mai reticent domeniu la schimbare. Deci ei n-au cum să se... Învățământul nu se schimbă de la sine, dar nici nu acceptă de afară schimbări. Este cel mai reticent domeniu din toată economia de la noi. Da, 100%, dar... Și aici intrăm într-un cerc vicios românesc, în care nu ai niciun sistem să evaluezi și acum întrebarea se pune, dacă le dă salariile, triplează salariile, că și la medici le-a mărit salariile foarte mult. Dacă triplează salariile la profesori, se schimbă statutul lor în fața copiilor? Asta am spus că e reforma făcută prea târzie. E prea târziu deja. El nu mai are statut în fața copiilor, pentru că de 30 de ani au tras pantalonii de pe profesori. Și au bajocorit și au mimat scene sexuale cu profesorii. Și dacă s-au dus la școală sau nu s-au dus. Asta vreau să înțelegi. E târzie. E târzie. Orice e târziu. Ce valoare mai face? La cine? La analfabeții funcționali? Mai face valori? Adică o să scape, după cum văd eu și în legea asta învățământului, pe ce am citit-o așa și am frunzărit-o așa, o să scape ei care au bani la copii să-i dea în străinătate sau să-i dea la școli, să facă cu ei din ăsta, pregătire extra, suplimentară, da? O să fie cu bani profesorii, liceele, din orașele care au potență, care au bani, care au buget, care au o grămadă, și pe ăștia care o să fie pe Îmbeiuș, pe în altă parte, pe sate, ăia care trag greu la fel de mult, poate de 100 de ori mai greu decât ăia la alții la oraș, profesorii și dascălii care sunt acolo, domnule, voi pare foarte rău, n-aveți ce evaluă. M-am dus acela la Budureasa ieri, până lângă noi aici, spre Stâna de Vale. Este o școală care face după masă cu copiii și m-am mirat. Am zis, ce se întâmplă aici? Erau toți în curtea școlii. Păi zice, suntem în grevă, dar zice, nu-i lăsăm pe copii pe acasă, că e greu cu ei. Dacă îi lăsăm, nu mi-i aducem, nu mi-i adunăm înapoi. Mă uitam la învățător, la dascălie, ca la apostol. Și când a zis, câți copii aveți? Păi avem vreo 70, zice.
Deci copiii numai de țigani, romi. Da, da. Deci ăștia erau separat de școala de români. Da? Erau toți acolo în cartierul lor, cum te duci acolo sus la asta. Bă, fraților mei, așa, bun, atunci tu ăla nu-i dai salar. Că e vorba aceea, că e budureasa, că e la rom, că... Da, mă, de el face o muncă de apostolat poate mai mare decât o grămadă. Adică de ce să condamn copiii? Bun, poveste lungă. Cum să... Deci intrăm niște detalii pe dar care... Dar cel mai dureros lucru este că a furisit ăsta de Iohannis, globetrotterul nostru, împreună cu doamna lui, sunt doi profesori, da? Așa, unul... Da. Liceea profesor, el era de... El e de fizică, de nu? De fizică, da? Nu știu ce era ea. Nu știu. Nu. Bun. Ăștia doi, nu, parcă, nu, cum nu el nu-i președinte pentru țară, tot așa nu-i nici profesor pentru profesorii ăștia. Cum nu-i profesor? N-a chemat copiii, acum a venit... Da, de-a chemat ca să spargă greva. Păi a venit ca să... Pentru că a venit că Schulz, nu știu cine a fost, da. Dar germanii. Da, când a cântat imnul germanii. Da, i-a s-o dus la ore. Da, foarte frumos. Și au mai fost și alți spărgători de grevă în care, de exemplu, s-au dus și au predat la clasa goală profesorii. Deși între ei zmăcinați, că Ciolacu, că Saluciucă, că Salu Iohannes, că e făcută de ce au apărut acum, dar când vrea să apară? Că noi în România totdeauna avem probleme. Greva asta a apărut, da, vă spun eu că a apărut prea târziu, cu 30 de ani, cam cu atâta. Deci, ca să înțelegeți și punctul ăsta de vedere al nostru. Și în perioada asta cât am numai întâmplare făcut ca pruncul ăla din Feciorașul ăla din Râmnicu Vâlcea să-și dea foc. Marsă la Păcănele, pierdut 3.000 de ron. Și mă gândeam atâta, după ce durere ca să scrii la maică ta, mamă, eu plec, să mergi să-ți dai cu benzină pe tine tot în fața școlii pentru 3.000 de lei. De ce mi s-a părut că e ciudat 3.000 de lei? Pentru că deja înseamnă că suma de 3.000 de lei exorbitantă pentru multe familii din țară. Pentru a te sinucide. E atât de mare încât e demnă de a te sinucide pentru ea. Asta am vrut să spun. Da. Te sinucizi pentru 3.000 de ron. 3.000 de ron pe care cineva îi lasă într-o seară la restaurant și... Ți-au dat o sticlă de vin sau pe... Exact. Și probabil că nu cred că e nici de urnă la un parlamentar. O nenorocit de 600 de euro să te omori, să-ți dai cu benzină pe tine, asta înseamnă țară săracă, asta înseamnă oameni nenorociți, asta înseamnă oameni fără Dumnezeu, că nu putem să vorbim despre Dumnezeu, fără principii, fără nimic, absolut. Bine că a îndepărtat Păcănelele cu 300 de metri de școală. L-au putut să vină jumătate de kilometru cu benzina. Lasă-mă că o să fie benzinăriile mai aproape de școală decât Păcănele, că voi în loc să educați copiii, voi interziceți să nu fie Păcănele la 300 de metri. Că ăla, acum dacă te vrea să joace la Păcănele, liniștit să duce 500 de metri sau 700 de metri. E în drumul lui spre că vine la școală, s-a deturnat imediat, nici nu mai ajunge în curtea școlii. Dar... Adică, mai ales că, de exemplu, trebuie să privim viciul acesta, un viciu tipic românesc, alimentat de reclame incredibile. Este sărăcie, unde când apar... Când mergi pe stradă și vezi zeci de cazinouri sau de păcănele din astea, e clar că e semn de sărăcie. Pariuri sportive. Toată ziua reclame la pariuri sportive. Să mergeți, să pariați, să faceți, că vă îmbogățiți într-o secundă, vă îmbogățiți într-o noapte, un număr norocos, o tragere de manetă norocosă. Că la noi așa este norocul, așa vine, adică nu succesul, așa vine dintr-o dată. Succesul neapărat la noi nu are de-a face cu munca, ci cu norocul. Succesul la România are de-a face cu norocul, nu cu munca. Exact. Și atunci tragi de manetă, că îți trebuie să lucrezi ca fraierul 20 de zile pentru 3.000 de ron. Deci nu se merită, mai bine nu. Cam cum a putut să gândească despre cât de ieftină e viața în România? Cât de ieftină? Că, de exemplu, acum citeam o știre că un deputat francez o juca și la Păcănele săptămâna aceasta, nu s-a sinucis. Că nu a jucat banii lui maică sa ca ăsta. Francezul a jucat banii statului, nu știu ce trebuia să facă, da. Și mă și eu băga la Păcănele, că au zis că decât să mai fie greve și probleme, a zis el și pe pace și pretenie. 500 de euro, 600 de euro, nu, cât au avut amul... Câteva milioane, cât a fost... Fi da. Fost amul, nu. Ei de la Păcănele au zis să fie primit. Exact. Deci au fost mulțumiți de faptul că nu au ajuns la Macron banii și au ajuns acolo. Asta e... Măcar n-au mai cumpărat bâtă pentru poliție și să bată cu...
E discrepan, da, fi numai. Discrepanța e mult prea mare între unii care, pentru care 500 de euro nu înseamnă nimic și alții pentru care înseamnă tot, totul, viața. Da. E... Mă gândeam la noi, de exemplu, cât de, ce lipsă de oameni buni, ce lipsă de perspective avem. Se spune acum pe surse că o să ne, numai acum e rotativă, rotativă sale de la tipografii, dar eu zic rotative, da. Rotativă, nu, rotație, se rotație, numește, rotația da. Guvernului, cu ciucă, cum spuneau tata pe vremuri, când auzea că se schimbă tot un drac, zice bătrânul, știi? Bun. Numai întâmplător, putem să zicem, acum cu ocazia rotativei, nu se bagă ideea pensionării românilor la 65 de ani. Auzim vești că vor fi așa, îi întrebăm pe oameni, pe cei care ne conduc, există deja proiecte de lege și au zis da. Nu scăpăm de 65, că am promis noi că vom da la când ne dă PNRR-ul, că vom duce vârsta de pensionare la 65. În Franța au fost crimă și pedeapsă. Și am văzut la televizor. Și am văzut la televizor. Văzut la televizor, da? Ce se întâmplă, da? Românii nici nu clipesc. Am văzut în Belgia ce se întâmplă cu agricultorii, da? Că ieșiseră cu tractoarele și în Bruxelles și nu știu ce. Păi în Bruxelles au ieșit cu români cu tot. Acum da. S-au dus 50 de români în Bruxelles, s-au dus din Slovacia, s-au dus din Cehia, s-au dus din Ungaria, s-au dus din Polonia, s-au dus din România și nu mai știu în ce țară, că vreo 6 țări cred că au fost. S-au dus acolo și le-au spus la Ursula, bă, fătucă, mai bine erai tu Tina Turner. Exact. Mai bine trăia Tina Turner și mureai tu. Ideea este că anonimii nu clipesc. Și atunci m-am tot gândit astăzi, pregătind așa emisiunea, câteva știri, mulțumesc în continuare lui George, George, să știi că și dacă uit de tine, tu ești acolo fidel și ne trimiți știri externe și interne. Vreau să vă spun că la noi, bă, de ce nu clipezi românii, mă, la vârsta de pensionare, la 65 de ani? Pentru că românul nu are vârstă de viață, adică speranță se numește. Speranță de noi nu avem speranță de viață de 65 de ani și atunci zici, bă, e fentez pe ăștia pe toți, nu contează că mă scoate la 65 de ani. Uite, promit că mor înainte de 65, știi? Dar măcar să mai plătim taxele, nu? Adică, care? Taxe mormântare? Nu, taxa de, pentru pensie, fondul de pensie, nu? Că... A plăti la români nu se pune problema. Deci, indiferent ce taxe vor să bage pe noi, nu contează că le plătim, că le-am plătit de 2000 de ani de când suntem pe plajurile astea. Ne-am plătit taxele la timp. Când n-am vrut noi să le dăm, ni le-au luat tătarii, rușii, pecenegii, cumanii. Care sunt nimerite acum? Acum ne iau americanii, ni betonează Delta, ne obligă să cumpărăm arme de la ei. Când am terminat cu ei, ne obligă franceză să cumpărăm. După aceea vin olandeză, care e mare excroce a Europei, popor cu tot. Deci, în afară de brânză care miroase mort, ei n-au produs numai răutate pe toată lumea asta, pe toată fața pământului olandeză, că zicea Țuțe că n-a văzut un rus normal. Eu spun că n-am văzut un olandez, om sănătos la cap. Ce am vrut să zic? Și am zis, bă, speranța noastră de viață nu e de 65, deci chiar că nu ne atinge. Putem să trăim și pe asta. Ne vom plăti la timpul potrivit taxele și vom muri liniștiți fentând poștașul. Exact. Să nu ajungă la noi. Niciodată. Să vină la noi poștașul numai la mormântare. Să zică, bă, a fost băiat bun. Dacă mai trăie 2 săptămâni, a apucat prima pensie. Și îi livra poșta și cu comenzile după eBay, că am înțeles că a făcut contract cu Poșta Română cu eBay-ul. Deci putem comanda pe eBay ce vrem mai mult? Da, că vine mă duce cu Poșta Română. Asta e veste bună, mă, Bogdan. Exact, păi da. E singura veste bună de astăzi. Comandă și mică. Că am văzut că se vând fel de pistoale. Da. Unde a rămas, că am uitat? La pensie de viață. Da. Protestul agricultorilor, vă călmântuiră și pe ăsta. Da. Germania... Așa, cu ăștia. Germania are niște probleme cu activiștii din mediu. Ei care se lipesc cu scoci de șosele, ei care zicem că pentru contra schimbărilor climatice, care protestează pentru orice.
Sunt o hordă de oameni, de neoameni pot să spun, gunoaiele lumii acesteia, ei sunt activiștii de mediu. Avem și noi tomberoane întregi de ei în țară, ONG-uri de tot felul, care protestează pentru orice. Îi dai banul, protestează. Pentru că ele, de exemplu, femeile, sunt atât de urâte, alea care sunt activiste de mediu, că nu se pot duce nici pe centură. Deci așa spunea un prieten de-a meu, că nu oprește nimeni, pleacă în viteză mare, tiriște. Asta mi-a spus un prieten de-a meu astăzi. Că am zis către el că care e problema cu activiștii de mediu? Și au zis, bă, cele mai multe sunt femei. Și au zis, sunt atâta de urâte, că le-au văzut pe acolo, nu știu pe unii, au avut el ceva din ăsta. Au zis că nu sunt bune nici pe centură, că sperie omul. Și atunci, pentru că femeile respective nu au unde să se ducă, nu vor să muncească, atunci sunt activiste de mediu. Și ele dimineața zice că și-au banii și întreabă, astfel pentru ce protestăm? Pentru babuinii din Mănânmecari, pentru broștele țestoase din Galapagos, pentru... N-ați protestat pentru canalul Băstroie? Nu. Gunoaielor ce sunteți? N-ați protestat? V-am trimis... Era un protest, da? Era unii erau pe o clădire, da. Așa supărați. Și eu ăștia filmau, cred că era BBC. Și la un moment dat apare un om, intră în cadru și întreabă pe reporterii, dar ce se întâmplă? Și asta explică, domnule, că sunt activiști de mediu și luptă împotriva extracției de petrol. Da, da. Și să scoatem ăsta, cum zic ei, oil, da? Da. Să scoatem petrolul din pământ și să salvăm planeta. Și omul foarte relaxat așa. Da, dar firma aia face ulei de mâncare. N-avem nicio treabă. Ce? Protestau. Ulei. Păi să află și ei. Protestăm, dar găsim noi... Pentru facem, ce? Da. Dacă ieși afară, imposibil să nu găsești pentru ce să protestezi. Dar protestează pe bani. Și se lipăs de asfalt și fac o rămână. Gândeați-vă ce spune poliția germană, cum ar și eu verificat acum, că ei ce fac? Fac pipi pe statui, îi dau cu chicea pe tablouri, îi au vopsit fântâna Trevi Montana din Roma, nu știu de unde. Aia din Milano, Roma, da. Roma, nu știu, abar n-am. Ori vopsit-o negru sau ce-or făcut pe acolo. Ei, de obicei, să întind pe autobenz ca să nu mai treacă. O grămadă de cretini care sunt mult mai puțin cretini decât cretinii care le dă banii. Pentru că au zis poliția că au strâns numai în două sau în trei zile 1.400.000 de euro pentru o cauză nobilă. Cum ar fi, de exemplu, salvarea țânțarului Anofel din Capul Verde. Avem și unii câini, poate vrea să salveze, poate vor să. Mă, dar uite-te, când a fost treaba cu Delta, cu Băstroie, nu au comentat niciunul. Nu s-o lipi, trebuia să vină să se lipească din nămolul de pe fundul canalului și atunci, în sfârșit, activiștii ăștia se erau... Se contopeau cu fauna. Da, se contopeau cu tot și cu Zelenski și cu tot. Tu mi-ai trimis chestia cu captura cu Cristoiu și cu... O zis că dacă câștigă ucrainienii războiul, ne ia dracu pe toți. Da. Era cu ăsta, cu tucă. Da. Cu tucă. Da. Și asta vreau să spun cu activiștii de mediu, că sunt niște proști, care nu sunt proști degeaba, că sunt alții care ăștia sunt proști pe bani. Deci asta este ideea. Dar de fapt în spatele lor stau o grămadă de oameni mai proști decât ei, care le dau bani ca să protesteze. Păi eu cred că există un interes. E imposibil ca un grup de oameni, de nu știu dacă sunt 1000 în toată Europa, să fie atât de vocali. E imposibil, nu există, nu e nicio logică în lumea asta. Și este un trend. Dacă vă uitați, toți care se strânge o mână de oameni, fac un protest ăsta de mediu, orice, dar ei sunt vocali, ajung peste tot. Da, ies 5.000 de profesori. Televiziunea au pe ei. Nu ești 5.000, e 10.000 și nu le dă o televiziune. Dar profesorii au fost 15.000 în București. Tu ai auzit, de exemplu, tu ai auzit marea prostie pe care a spus-o... Este un tip, cum îl cheamă, era mai gras, așa, cu barbă, la Digi, în studio, sub masă. E profesor la, sau rector la SNPSA, nu știu cum îl cheamă acum, în sfârșit. Toată ziua e pe acolo, pe la ei. Ei bine, Golănașul vine și spune într-o seară, dacă ieșiți în stradă ca profesori acum, faceți jocurile lui Putin. Deci sunteți putiniști. Aia e tare de totul ei. Deci... Să nu vadă ăsta, mă, iar e molie, mă. Nu e molie, e ceva, o gâză mică. Că tot m-a întrebat frații că în fiecare seară am molie. Din mine am, deci la o anumită vârstă, știți, indiferent câte naftalină pui după o anumită vârstă pe tine, tot îi mănâncă moliile, deci nu e problemă nici. Hai să vă povestesc. M-am dus
într-o pădure. Dar n-a stat jumătate de oră. Când a venit înapoi, zic, mi-a crescut, mă, dar ce coș mi-a apărut aici, știi? Căpuși. Căpuși. Nu, am scos-o, mi-a rămas. Aici, în spate, a doua zi, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, iar aveam căpuși. Tot era încăpușat. M-am dus la doctorul Vesa, o venit la mine la birou, o deschis trusa. Când l-am văzut ce trusă avea, în geant, în rucsac avea o păi rucsac. Păi, să fie ortoped, nu de pe ce. Da, de alea avea. Da. S-au zis boncănituri în spate la mine, tot. O împușcat-o, nu știu ce a făcut, cred că i-a tras un cartuș. Deci nu pot să spun cu extracții, zicea, i-a mai tras un picior. O pleca și trompeta de la ea, avea o trompă, știi, aia. După aceea au venit prietenii și m-au povestit de Lyme, de boala Lyme, de tot felul de chestii. Mi-au arătat poze cu ei, cum arată ca un deget după ce te mănâncă căpușa aia. Că de fapt nu mai ai nici șansă de viață, că indiferent la câte zile o scoți, în primele 3 secunde își varsă veninul. Am băgat o groază, mă, o bucuroză. Parcă avea și simptomele, mă, deci mi apăreau simptomele. Deci mi se îngroșase limba în cercuri, oameni buni. Am scăpat, sacii și acum stau pe o căpușă, dar s-a obișnuit după o anumită vârstă, tot căpușat fiind de ani de zile. Eu să știți că eu sunt un om foarte... am adus chestii moderne, știi, în biserică. Nu am adus, eu sunt un tip foarte conservator. Vedeți tricoul ăsta? Uitați, coton. Știți de când îl am? Arată bine, nu? Albastru, vă place culoarea asta. Albastru de voroneț. Premium Plumbing. Deci, firmă de instalatori. Premium. Instalatori. Bun. Și zic când îl am. Îl am din Canada, de la un prieten. Din 2004. Câți ani ești din 2004? Împlinesc 20 de ani anul acum, viitor cu tricoul ăla pe el. Da. Putem cânta la mulți ani anul viitor în tricoul ăsta. De 20 de ani nu mă despar de el. E tricoul meu, îmi place. Nu contează câte tricouri am. Mă, în ăsta, dacă e cazul, și mor cu el și mă... Înțelegeți? Bun. Deci nu e vorba așa de schimbare. Dar totuși acum e prea modernă lumea în care trăiesc. Nu sunt modern. Adică pe vremea mea nu erau activiști de mediu. Când am fost mai tânăruț puțin. Nu erau. Nu se lipea nimeni de asfalt. Iar dacă se lipea, acolo rămânea. Pe vremea Ceaușescu? Da. 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 Să vii să spui că la copșa mică, da, că la băița, că nu știu ce... Era pe stradă așa, atârna de un capăt de altul. Deci te copșeau de nu te vedeau. De vedea. Da. Asta era ideea. Mergem mai departe. A murit în California. Asta. Ce știre. Nici nu vine să vă spun. Deci un tip în California, pe o șosea foarte circulată, cu viteză foarte mare, vede 3 rățuște, sau 4, care încercau să treacă strada. Și omul știe ce face. Vrea să-l ajute, să fie un bun samaritean. Pleacă de pe trotuar. Nu era nici semafor, nici nimic, că goneau ca nebunii. Și ajută în aplauzele oamenilor să treacă rățuștele. Gest nobil. Bum. E spulberat de o mașină în timp ce era filmat și s-a auzit tot. Oh! Bravo, ce frumos! Salvator de rățuște. Și l-a omorât unul cu mașina și scria mai departe știre că probabil că Lanino să fie inculpat, că avea dreptul să meargă cu viteza aia pe strada aia. Ăsta nu era pe trecere de pietoni, nu era semafor, da. Nu era nimic. O mers drept în rai. Exact. Și-a dat viața pentru 3 rățuște, 4, pentru că oricum viața unui om nu contează câtă vreme domnul Cioloș, el e cu reperul, vrea neapărat, ține Cioloș, acum are o mâncărime iară, cum am avut eu de căpușe, are o mâncărime, îl mănâncă și pe el undeva, ca neapărat avortul să fie decontat din banii mei, al lui Mihaela, al lui Bogdan, că dacă tot avortează cineva pe aici, pe în zonă, să nu plătească ei, că plătim noi, aștelalți. Ca și cu palmieri. Adică ideea este... ca cei care fac avort, cele care fac avort, să aibă decontat banii,
de la cele care vor să facă prunci și nu pot. Da, e, păi e foarte echitabil. Nu e echitabil. Ba, da. Adică tu îți dai banii la... Tu nu poți să mergi la stat, că statul nu îți decontează ție tot felul de operații sau de tratamente să poți naște prunci. De aceea îți va lua statul bani ca să poată să dea pe domnul Cioloș cu reperul lui partid mare în România, mare și bine văzut, să poată să deconteze avortul pe banii tăi care vrei să faci prunci și nu poți. Că nu puteau, de exemplu, ca să lesă pe amețita aia să nască și să iei tu pruncul ei, că oricum tu nu poți face prunci. Nu. Mai bine iei din banii tăi ca să fii și tu criminală, cum să spun, prin ricoșeu. Și da. Eu criminal pe ricoșeu, colateral. Și Bogdan criminal pe ricoșeu, pentru că și noi am pus banul la omorârea unui bebe, a unui bebelac. Mi-aduc aminte de bebelac. Mai ții minte, Mihai, era laptele praf, n-ai de unde să ții, că tu n-ai prins. Când am avut copiii mici, ne dădeau gratuit de la farmacie bebelac. Mă, prunce așa se facea. Femeile de la noi din sat, care aveau prunci și luau de la farmacie bebelacul în continuare, deși nu-l suportau, mă, mirosea a... Nu știu ce să spun că mirosea aia. Deci era un miros foarte ciudat la el, la bebelac. Nu știu ce băga în el. Era alb, dar nu știu. Nu, bun, era bebelac. Îl băgau în prăjituri, mă, femeile. Făceau ciocolată cu bebelacul. Da. Eu îl băgam în cafea. În loc de, în loc de cofeta, crimă. Știi? Că, exact. Așa. Problema era că rămânea pe lingură și forma un fel de boț care nu se mai spărgea. Știi, era ca și... Moțarele așa, îl întindea de luați de cafea. Laptele de pasăre. Apropo, cu laptele de pasăre. Mama e o rețetă, era un copil mai mic atât. Aveam o 6 ani, 7. Mama, prima din sat, care vine și ne spune că de seară îmi va face... Dar și mama mi-a spus dimineață. De seară îmi va face lapte de pasăre. Și cu asta mama a terminat povestea. Ce am început creierul. Bă, omule, mă, toată ziua mă, n-am mai avut pace și liniște. Mi se părea că nu mai trece ziua aia. Deci mă uitam la ceas, întrebam mereu cât e ceasul. Pe aceea mă gândeam, cum adică să mulci? Că nu știam ce înseamnă să mulci oaia, să mulci vaca. Dar cum adică să mă uitam la găini, pot fi astea mulsă, mă, deci nu mă... Lapte de pasăre, dau găinile, dar cum, mă? Nu știu ce face mama. Mama le cam căuta de ouă. Știți cum se caută găinile de ouă? Oameni buni. Să ia găina în brață. No, nu mai pot spune mai mult. Dar de ce o căuta de ouă? Când trebuia din cele 30 de găini, că atunci pe vremea aceea nu erau vulpi. Pe vremea lui Ceaușescu nu erau vulpi în grădină la mine. Cum sunt acum și mi-omoară continuu pui și găinile. Pentru că pe vremea aceea îl împușca, adică îi spunea, ești vânător, du-te și împușcă vulpi, avea cotă. Du-te că erau prea multe. Du-te și împușcă urși, avea cotă. Du-te și împușcă mistreți că ni năpădesc, acum urși sunt pe-n Cluj. Dumnezeu să nu-i lasă nici pe clujeni, ca pe toate dealurile, cele 7 colini ale Clujului, să coboare urși. Și să ieftinească prețul garsonierilor de 4 metri pătrați. Există garsonieră? Normal, un sicriu ar fi aproape 2 metri pătrați. Deci două sicrie puse lângă o altă sau un sicriu mai mare. Atâta e o garsonieră în Cluj. Că spunea cineva că are toaletă, nu, are o cutie de conservă mai mare. Deci atâta numai. Bun. Și o găletuță din aia care se joacă copiii. Și să fie și urși. Pe vremea aceea, mama tăia găini. O dată pe săptămână mâncam carne găină duminică. Numai atunci mâncam carne. De obicei în curs săptămâni nu prea mânca nimeni în sat carne. Dar care găină o tai? Care nu mai prea ouă? Găinile care o au trebuiau ținute. Ținute, da. Mama nu mai ieșea din cele 25 de găini câte aveam noi, care toată ziua spăla cuibar, care că multe făceau gălăgie fără să facă ouă deja. Știi? Mama nu credea în chestia. Și căuta găinile. Ne puteți scrie, de exemplu, dacă știți cum să caută găinile, pe Telegram. Cu adică nu știu mult cum să caută găinile de ou.
Unde rămăsem, mă, Bogdan, că am ajuns era la laptele pastre, da, la laptele pastre, dar am plecat de la în altă parte. Da. Și când am văzut că mi-a făcut mama laptele ăla de pastre, un lichid galben, cu niște chestii albe, care era... Cei care n-ați mâncat lapte de pastăre, Mihela vă dă termomixul. Rețeta, mă. Păi se face la, faci la termomix, nu? Se poate? Da, vedeți. Da. Dar să nu omor găina. Eu nu sunt de plin convins că voi nu ucideți prima dată găina ca să luați tot laptele din ea. Bun. Să fii găină bătută. Știi, asta e să... Bași găina, pe de o parte scoți laptele de pastăre, pe cealaltă scoți șnițelele, aripioarele picante. Asta e frumusețea. Și penele sunt deja într-o geacă. Sau o pernă. Sau o pernă. Bun, am rămas la ăla cu o salvat rățuștele. Unde e în rai? Direct. Direct s-o dus. Sfântul Petru îl întreabă, câte rățuști au fost? 4. Vă dați seama, ăla stă cu... Îl calcă mașina salvând rățuștele și noi în curând o să ieșim ca în Mad Max afară, cu pușcă, cu macetă, că ne mănâncă urși pe aici. Să nu... Dar nu știi, mă, după ce să ieși. Da. Nu știi ce să ieși, faci testamentul la fiecare ieșire, faci, da. Săruți familia, copiii, tot ce trebuie. Te întâlnești cu Martin, pași pe zonă. Bun, unul fuge cu tractorul după el. Acum, cu Ada, dar cu ursul. Da. Trebuie să fugi cu tractorul pe el. Un copil de 3 ani, justițiar, mă, ce-o căutat ăla tot în America? În America se întâmplă multe. M-am gândit, de exemplu, să mă mut în America ca să fac știri de acolo, să le transmit în România. Știri adevărate, nu așa. Copilul ăla de 3 ani a luat un pistol sau ceva, o pușcă semi-automată de la taică-s-o, mă, și-a împușcat pe unul care era căutat de poliție pentru crim. De 3 ani? De 3 ani, copilul de 3 ani. Asta vreau să înțelegeți, copii precoce. Nimeni din America nu face grevă din învățământ. Nu face. Nu, da, face. Și acum aici zică că sunt periculoase armele. Uite ce face cu arma. Nu, dar chestia a fost, ar putea să zică ceilalți, da, mă, dar era criminal, căutat. Păi da, da. Ar trebui să fac un film cu el. Știi filmele americane cu proști cu poliție? Știi cum sunt? Dacă Academia de poliție sau ce? Nu, mă, nu. O, filmele americane cu poliție sunt toate la fel. Toate, absolut. Hollywood face același tip de filme. În care el, într-o anumită fază, fie că e bețivan, fie că îl înșală nevasta, deci polițistul neapărat trebuie să fie într-o criză groaznică a vieții, prin care treci. După care el trebuie ca să învingă rău, dar șefii lui nu sunt de acord ca el să învingă rău prin mijloacele respective și atunci îi cer insigna și pistolul. Dacă tu ai băgat de seamă, în fiecare film cu proști, făcut de americani proști, polițistul îi depune insigna și pistolul. După care, nemai fiind, cum să spun eu, în cadrele poliției sau îi suspenda pentru o lună, două, trei, rezolvă cazul. Cu o bâtă de baseball, cu... Mă, ciuci, cu ce are fiecare, cu ce poate fi, cu cuțit, cu ce mai trebuie, și îl prinde pe criminal. Toate la fel. Eu, de exemplu, știu că pe minutul 25, între minutul 25 și minutul 32 depune legitimația și asta. Neapărat trebuie să fie... Am văzut acum un film, 5 minute am văzut din el, că am vrut să văd ce mai făcut Disney. Nulitățile alea. Ne merg nici de la Disney. Au făcut un film cu niște copii care nu știu ce, s-au dus pe ceva lună, că n-am băgat de seama, oricum era pe în cosmos. Până... Dar mi-a plăcut că erau 5 copii, sau 4, 5, nu știu câți era. Unul galben, unul negru, unul alb, unul... Toți erau... Deci o incluziune tip Disney. Era toți copii. Păi să fie, să nu se supere nimeni. Exact ca pe vremea în care, de exemplu, noi aveam incluziuni în sat la noi, că trebuia neapărat discriminație. Eu, fiind pocăit părință, da, mă includeau și pe mine ortodoxii, includeam un rom, un țigan, pe vremea aceea erau țigani, acum azi romi, pe Cornel, țiganul, și aveam o incluziune oarecare. Îl aveam, de exemplu, pe nu știu care, că avea ochelari, că la noi... Da, era în rău și cu... Și am tot ținut așa și când am intrat în UE, ne-au dus înapoi la cap, până când ne-am dat seama de fapt că alții erau, da, dar bun. Și copilul ăla, să știi că și-a depus și el pistolul lui, și-a depus legitimația și-a împușcat pe ăla cu pistolul tatăsul, pe criminal. Păi și ce legitimație avea copilul? De jucărie? Păi dar nu poți fi polițist fără legitimație în America, dacă ești sub... Poate o cumpără de undeva. Nu.
Vreau să vă spun ceva despre pastila Flash. E la fel de bună ca medicamentele alea care le cumpărați din România, niște injecții care vă ajută să vă fie greață și să slăbiți. Nu vreau să le fac reclamă cât mai mult. Eu iau pastile, mie mi-a dat pentru diabet. Deci eu greața o am tot timpul, de dimineața până seara. Nici Sartre nu a avut, excrocola de Sartre, nu a avut greața aia, nu se spăla Sartre. Cu Simone de Beauvoir v-am povestit eu altă dată. Bine. Pastila se numește, nu știu, Flash, cam așa ceva. O pastilă care o mănânci numai atunci când ți-e foame. Deci e foame că de fapt nici nu simți. Asta e pofta de mâncare. Asta e pofta de mâncare complet, dar ca să poți mânca, trebuie să mănânci, să înghiți pastila aceea ca să-ți fie foame. Păi dă-mi de spitalul. Ca să nu mori. Păi da, dacă dăm asta la noi... Nu vreau să fiu cinic, dar ar fi... Pardon, pastilele astea ar fi extraordinar să le duceți în Africa. Dar și la noi de sărbători, vă dați seama ce bine ar fi? Dar în Africa, că ei n-au ce mânca, să mănânci o pastilă, n-ai să le dicone. Eu am căutat, dar nu găsesc până de unde să cumpăr, că aș fi văzut și una. Îți dau apa mele, că ți-e greață toată ziua. Toată ziua ți-e greață după ele. Adevărul că nici diabet nu mai am cu ele, probabil că voi fi dependent de ale, pastilele alea și greața asta le voi avea. Deci până pe la ora 12 nu poate vorbi nimeni cu mine de greață. Mai mult stau în patru labe decât în asta, dar le iau de 2-3 luni de zile deja și tot asemenea greață. Păi, dar nu mai sunt. Zice că stai pofta de mâncare. Vă spun eu, până la 6 seara. După 6 seara, cam după 8 seara, a dispărut efectul pastilor, că le beau dimineața. Rup. Deci pe la 11 noapte. Rup. Nu altă. Așa fac cu frigiderul, trag spre mine ca să nu cumva să mai rămână ceva agățat și că se agață anumită mâncare, nu vrea să iasă, stă rezimată în ușă. Deci la ora pântuneric mănânc eu și pocitania asta și excrocul ăsta. Unde e acum? În geantă? În geantă? Nu, cred că e la ușă. La ușă? Stă în camilog acolo, un milog de pisoi. Și... da, asta e tare. L-am dus la Akita Inu zile acestea și le-am spus, iată ce dulce și plăcut e să locuiască frață împreună. Mă, nu. O venit el, Argo, o venit că pe Akita e femelă, Lola. Și ca orice femeie, pac, pac, s-o arăta pe acolo, pe lângă el, vesel, nu-i mai care. El când a văzut atâta, mai s-o pupima. Deci el, prietenie, pace, parcă era... din comunitățile de hipioți până 60. Într-o secundă a rămas fără o bucată de blană. Avea Akita, ce vlană crezut că are mustăți deja. Era blana de păstă. Tătătă mă zgâria pe un picior. Am zis, bă, frață, du-te de aici, du-l înapoi în casă. De atunci nu mai iasă. Nici acolo până acolo se duce. Că nu ghici cine așteaptă la scări jos. Fiara. Fiară. Nu, că fiara e închis acolo. Păi ziceți de pastile astea, dar acum... Când era, cred că anul trecut sau acum 2 ani, am făcut niște eclipse la centru din asta. Așa. Friptă. Da, ați frit atunci cu ăla, cum o cheamă, pe placa de bază la computer, că atât era din călză, nu acolo ați frit-o atunci? Da, nu știu, afară acolo. Și era la Viniu. Așa se frige la noi. Da. De exemplu, când aveam emisiune lungi, se încingeau plăcile. Și automat mai lipea câte o bucată de slănină. Sau se uns frit, ce-i drept. Și mult mai bine mergea calculatorul uns. Ca uns mergea după aia. Și la Viniu ce-o era la Viniu, se uita așa la Clisă, zice... Dacă slănină. Slănină. Clisă, slănină se numea și Clisă, zicem în Bihor, în caz că cineva înțeleg că Clisă ar fi lut, glod, noroi. Nămol, da. Că zice că era pământul clisos și că era măclisă. Nu. La noi clisa e în frigider, nu e pe drumuri. Bun. Da, și la Viniu cred că luase jumate de pastilă de asta, că se uita așa la clisa aia cum curgea așa frumos cu pâine și dacă să mănânc. Dacă mănânc ajung la spital, era convins. Da. Asta era pe la ora 1. Da. La 4 la urgență aici era la Viniu. Până m-am mâncat. Normal. Era cu la... I-am făcut așa poză printre uși. Pastila asta, Flash, de să ne spuneți, o luați voi și eu zic că o iei numai când ți-e foame. Deci dacă nu iei, nu ți-e mai foame de fel. Nu mai mănânci de fel. Absolut. Nici o senzație. Asta trebuie să fie tare. Deci că e electronică. Are cu ceva chip poșenie în ea. Acolo grămadă. Care strigă din fundul stomacului. Nu-i timpul... Nu-i timpul cu portavoce. Bun. Deci dacă primește pălincă, s-a terminat. O știre tristă. Femeile zice
că au dublu șanse la un atac de cord față de bărbat. Am un simplu. Femeile gândesc cu inima, bărbații gândesc cu creierul. Și atunci dacă tot puneți totul la inimă, toată ziua, bună ziua, iubiți, urâți, cu aceeași pasiune, vă zbateți, vă nu știu care, luați-o mai încet cu inima, fiți mai raționale. Uite că muriți voi de atac de cord și rămânem noi, nimănui. Păi și dacă se identifică cum era femeia din Spania, să căsătorește cu ea însăși? Singura șansă ca să puteți, nu, singura șansă este să vă identificați ca bărbați. Păi atunci... Fentați inima, ea crede că sunteți bărbat după aia. Păi și atunci nu pune și creierul și cort. Inima. Păi pognesc amândouă o dată. E bună și chestia asta, serios. Dacă te identifici ca bărbat, scap de atacul de cord. Deci, femeilor, nu mai puneți totul la inimă, că nu merită. Deci nu merită. Pă, cum am spus, miercuri seara la biserica din Oradea. Nu, n-are rost. Nu merită. Am zis că bărbață nu-s neglijenți. Nu-s neglijenți pentru că-s neglijenți. Nu, sau cam așa ceva. Pentru că-s proști. N-așteptați un cuvânt de mulțumire sau ceva. Nu li puneți la inimă. Fiți, nu? Da. Și atunci veți trăi mai mult. Ca Tina Turner, 83 de ani. Dar a avut viață grea? Nu cred că a avut viață grea. Mai avem o singură, nu mai avem nicio știre. Mai ai știri, Bogdan? Nu mai ai știri. Nu asta mai. E cu lupul dacic sau Petromul? Da. Ce e? Nu, lupul dacic este. Crezi că e Petromul la un moment dat. Da. Mâine, ce l-au pucat? S-au trecut ăștia pe negru. Probabil decât s-au mai ieftinit motorina. Benzină, da. La noi se ieftină, alții s-a scumpit. Bă, dar ce, Mihai, ce tot pognești acolo? Zic că nu s-a înregistrat acum, Mihai. S-a înregistrat, s-a terminat baterie. Da, s-a terminat baterie. Doar s-a terminat o baterie, am înțeles. Nu era o problemă. Însă încinge și camera aceea, după ce terminăm cu voi, frigem exact pe obiectiv deja niște slănine. Vă dorim tuturor o seară excepțională și cei care aveți mâine rusaliile să fiți binecuvântați în toate, să fie binecuvântată România oriunde s-ar afla și nu uitați, rămâneți cu mintea întreagă, cu sufletul tânăr, femeile aveți grijă, nu puneți totul la inimă, că e păcat ca să plecați voi și să rămânem noi. Că dacă rămâne un bărbat cu prunci acasă, e nenorocire, mai bine să rămâneți voi dacă tot trebuie să alegem din două orele. De ce? Așa, da, din două orele. Păi din două orele, e rău cel mai mic. Da. Să rămâneți voi. Nu-ți place, tu ești șovin. O tăcut din gură, el e și cu ungurii. O tăcut din gură, nu-ți zis nimic, e rusal, nimic, las. Ce acolo, la Ciumpleu, nu știu cum acolo îi cheamă, pe, la Șumuleu. La Șumuleu, nu știu, pe acolo, pe undeva o mănăstire franciscană, unde se adună 100.000 de unguri. Deci și lor le dorim numai bine tuturor, pentru că noi suntem pe pace și prietenie aici. Nu ne certăm cu nimeni că n-are rost. Deci nu vrem nici măcar, suntem atât de ardeleni, încât n-are rost să ne mai certăm cu nimeni. O seară frumoasă! O seară frumoasă!